Viitorii studenți care aleg să urmeze cursurile Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Centrului Universitar Severinean pot beneficia de o serie de facilități. Studenții au la dispoziție săli de curs și laboratoare cu dotări la cele mai înalte standarde. Durata studiilor este de 3 ani, iar la final absolvenții vor primi diploma de economist și vor avea posibilitatea să urmeze cursurile masterale. Totodată, studenții beneficiază de o serie de burse consistente pentru facilitarea studiilor. Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Drobeta Turnu Severin se pregătește să-și primească viitorii studenți. Drept urmare, oferta educațională se adresează tuturor celor care își doresc o carieră în domeniul economic. În cadrul facultății se dobândesc competențe profesionale ce oferă posibilități de angajare, pornind de la firme mici și mijlocii până la companii multinaționale. Pentru ciclul licență avem două specializări, și anume management și contabilitate și informatică de gestiune. La cele două specializări vom scoate la concurs câte 40 de locuri bugetare, adică fără taxă, și 10 locuri cu taxă la fiecare dintre specializări. De asemenea, pentru cei care finalizează ciclul licență și doresc să-și continue parcursul profesional, le oferim ciclul de studii master, în care de asemenea avem două programe de studii în cele două domenii, management și contabilitate, și anume managementul organizației cu 28 de locuri la buget și management contabil, expertiză și audit cu 27 de locuri la buget. Reprezentanții facultății spun că în ultimii ani s-au făcut o serie de investiții pentru creșterea calității actului educațional. Laboratoarele și sălile de seminar sunt dotate cu aparatură de ultimă generație pentru ca studenții să poată învăța fără opreliști. În acest laborator, studenții își desfășoară laboratoarele și seminarele disciplinelor din domeniul tehnologiei informației, disciplina de econometrie, disciplina de sisteme informatice economice. De asemenea, viitorii studenți beneficiază aici de o serie de avantaje. Pe lângă bursele consistente, studenții pot desfășura practică, inclusiv în țări unde facultatea a dezvoltat diverse parteneriate.